Duminica aceasta vom spune cu toții Hristos a înviat și vom răspunde adevărat a înviat. Vom mânca bucate alese și ne vom bucura din prea multul sau prea puținul care ne-a fost dat. Înainte însă de a mânca miel și cozonac, de a ciocni un pahar cu vin și ouă roșii, ne-am pregătit oare pentru a ne hrăni spiritul? Niciodată nu este prea târziu să aducem în viața noastră împăcarea cu ceilalți și mai ales cu noi înșine pentru a primi așa cum se cuvine sacrificiul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne mai despart câteva zile de marea sărbătoare a Paștelui. Pentru cei care încă nu au reușit să postească, pentru cei care n-au reușit să se roage, pentru cei care n-au reușit să se pregătească duhovnicește în niciun fel, zilele acestea ne dau prilejul să o facem. Aceste două, trei, patru zile câte au rămas, haideți să postim, haideți să ne pregătim. Biserica ne poftește în fiecare seară la frumoasele slujbe de deni. Avem joi seara cele 12 evanghelii, avem vineri seara slujba prohodului și celelalte slujbe. Toată perioada aceasta, în toate zilele, bisericile sunt deschise pentru spovedanie, pentru sfat, pentru pregătire, pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, pentru că așa trebuie să primim Sfintele Paști, dincolo, sigur, de celelalte pregătiri normale și acelea pentru viața noastră, pentru că suntem și suflete, dar suntem și trupuri. Gândesc însă că măcar în zilele acestea trebuie să situăm un pic sufletul ca pregătire deasupra trupului și să întâmpinăm Sfintele Paști așa cum se cuvine. Mesajul de Paște al Preasfințitului Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, poate fi urmărit în aceste zile la Olt TV.